Fugenistul Alba Iulian Andrei de Rămuș, legitimat la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, a devenit la sfârșitul săptămânii trecute vicecampion național a seniori. Boxerul antrenat de către Nicolae Pașciu s-a luptat la categoria 81 de kilograme și a fost foarte aproape de a câștiga centura pusă în joc. Alba Iulianul a luptat sub privirea lui Marian Simion și Leonard Doroftei. Campionatele naționale de box au avut loc la Reșița. Acolo Andrei de Rămuș, boxer în vârstă de 25 de ani, legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit argintul la categoria de 81 de kilograme. Andrei a ajuns în finală după ce și-a eliminat ceilalți doi adversari prin knockout. Alba Iulianul a trecut în sferturi de un sportiv din Suceava pe care l-a făcut knockout după doar 30 de secunde, iar în semifinale de Rămuș l-a învins pe reprezentantul gazdelor din Reșița prin același procedeu în repriza a doua. În finală Andrei de Rămuș a fost învins la limită de către un sportiv din Bacău. Cu toate că nu a pus mâna pe centură, antrenorul sportivului Nicolae Pașciu s-a declarat extrem de încântat de evoluția elevului său și speră ca acesta să demonstreze în continuare că este un pugilist de calitate. Acest turneu, care a fost unul aproape perfect pentru Andrei de Rămuș, poate însemna pentru acesta o convocare în lotul național al României pregătit de către Marian Simion. Atât Andrei de Rămuș, cât și juniorul Ioan Pleș au șanse mari să reprezinte România la competițiile internaționale care urmează să se desfășoare. Rezultatele înregistrate în ultima perioadă în boxul alba iulian le aduc atenția către acest sport lipsit de sprijin în ultima vreme.